Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal cu livrări la domnul Glovo. Asta e a doua comandă, am mai avut o comandă înainte, luată de la Osteria, dar n-am filmat-o pe aia pe vlog, dar am să facem cât mai scurt posibil, cam cât o din asta, o livrare pe vlog, la fiecare oră, că astăzi am până de seară. Deci am acum până la 11, până la 12, ăsta 1, după aia mă leag de pauză și după aia încep la 2, la 3 și am să vă fac câte o filmare pe fiecare oră, ca să vedeți și voi. Câte o filmare pe oră, adică câte o comandă pe oră, ca să nu vă țin prea mult pe aici, să vedeți prea multe comenzi, să vă obosesc, să vă nebunesc. M-am gândit în felul următor, vă fac câte o filmare pe oră, adică câte o comandă pe oră să fie, ca să fie și treaba bună. Ia să vedem, dacă tot plecat, da, să fie tot ok. O comandă pe oră, să fie tot bine. Da. Așteptăm să facă verde, ca să o luăm tot înainte. Că mai avem un pic și anonim la cartuf, de acolo avem de la comandă, de atunci pe tazlăului. Și mă enervează tazlăului, mamă, numai. Dar nu avem încotro, trebuie să o ducem comanda acolo. Luăm 10 lei 23 pe ea. E roșu și ea traversează ca. Până nu mai face verdele astea, bă, și la noi. Dă-i drumul, la depășire. Hai mă, dă-i depășire, dau voi, bă, când vă dau voi, nu faceți depășiri, că nu vă dau voi, preaușc. Atunci a intrat în depășire. Hai, că de acum te-ai dus. Ce stii mai oprești? Și erai să ești pe ăla, în... să-i bulești mașina. Pus o frână, că tu aveai timp să treci, dacă tu dormi prin papuci cu coană, cu telefonul la urechi. Hai să... treacă. Așa e bine. Deci la fiecare oră vedem cam cum ies comenzile. Dacă ies multe, am să vă fac câte una la oră. Hai să vedem. Bă, nu știu. Nu prea ar merge aici să fie, da? Ia să vedem. Da, oameni buni, cam asta e treaba. Bă, avem două comenzi,
una pe tatlăului, n-a punea goaie, văd, da, la, 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 două comenzi, bine că a intrat două, nu stau de deaba. Da. Mergem acum să ducem comenzele și după aia vom vedea cine mai predă, cine mai rezervă timpul. Frumoso, e ben barenta. Hai să mergem, ducem comenzile astea, două, ne scutim de ele, ne scapăm de ele, cum se spune. Ne scapăm de ele. Da, ne băgăm în trafic ca să putem face semn giratoriu, semn horatoriu. Ne facem înapoi așa și trebuie să ducem comenzile. Hai să vedem. Care trebuie, lăsăm pe doamna să ducă. Hai doamna, hai, hai. Ce faci? Calcă un pic. Calcă o leacă. Dă o leacă de mașoghela. Să-i bat, să-i bag niște din ăla. Văd eu cum-i fac. Tica, 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 boi. Să văd și eu cât de bine se mișcă treburile. Haide mă, nenică. Hai că intru și eu pe aici, ca să pot să duc o mandată mai repede. Da, e frumos afară, ia uite bine e afară. Da, uite ce mișto e afară. De dragul de a livra. Bă, eu am crezut că acum e asta, cum îi spune. Am crezut că de acum începe frigul, da, uite, bă, că vin ce mai bine afară, parcă zici că e primăvară, vine primăvara. Nu zici că e toamnă. Deci nu se prezintă vremea asta de toamnă, pe bune? Prezintă vremea asta a toamnă. Da, bă, v-am zis eu că nu se prezintă a toamnă. Aoleu, sunt cu nasul ăsta, să mă scuzați că putem cu nasul ăsta. Da, da, să vedem și noi ce... Ne mai rezervă timp. Da, o prind eu. Mai vedea eu cu metodă. Să vedem, să vedem. Ați s-a putut trece. Hai să vedem. Vedem. Cum se descurcă comendoroga. Hai, depășește-mă, boss, depășește-mă, când vă dau voie, nu mă depășesc, dacă nu vă dau voie, atunci ai intrat ca geacălăi.
Da. Să vedem și noi care-i treaba cu comanda asta. Cam știu unde vine, că nu nimeni bagă GPS-ul, consumă baterii. Nu consumă bateria, aiurea. Să nu-i mai bag GPS-ul, ca să nu te consumi bateria, dacă eu nu... Eu știu adresa. Avem mai strâng niște alea, că trage niște alea pe dreapta. Vai, 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 și iarăși vai. Lumea strigă numai lai, lai. Nu pot să iau pe acolo că strada e în... Am vrut să iau tot înainte, am vrut să fac stânga, dar am văzut că strada e în renovare, adică se asfaltează. E bun, e bun conceptul asfaltaj pe stradă, pe străzile astea adiacente, ca să se poată face treaba. Mergem frumos, ducem comanda și după aia discutim de ele. Pe vlog facem astea două comene, după aia mai revenim când câte o oră. Să știi că s-au mișcat repede, și cu a doua comandă, a fost rapid de doamna de acolo, dar nici nu prea au avut multe comenzi ca să zici. Uite, da, bă, mi-ai dat blur. A, dar nu cred că îmi spune că e copyright după o lecuțică de melodie. Doar un pic s-a auzit. Nu s-a auzit mult, ca să zici că, bă, a fost mult. Nu, a fost o leacă. Hai să mergem, să vedem. Haide, haide, hai la horă și la joc, măi. Da. E frumoasă vremea de azi. Știți că e bine de livrat. Și pe scuter e bun. Scuter, motor, trotinete, biciclete electrice, trotinete, ce aveți voi? Se poate livra. A, bă, tu poți să intri, bă, stai după ăsta. Ai volan pe dreapta, bă, nu poți să intri calmea. Bă, ce faci? Bă, știi ce mi-e să fac? Am venit să-l încălzească la bine, 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 bine. După aia să mă duc repede jos și să dau lipit. Dar să fiu pregătit. După ce s-a încălzit ăla, să mă duc repede jos. Ca să-i dau, să-i dau aici. Max, fixi, foxi, pol, fixi, pol, cum mama mea se spune. A, uite, bă, opi, a început să pictezi și pe aici zidartul, blocul. A, uite, mă, ce mișto arată. Hai să vă arăt acum pictura de la zidart. Băi, mișto, mă. Să vedeți și, băi, pictura de la zidart. Am uitat-o, bă, oameni buni, ce mișto-i. Băi, mișto-i bombă, mișto bombă. E bombă rău. A, uitat-o. A, ați văzut-o, cred că, nu? Dar nu știu ce reprezintă, ia uitat-o. Nu știu ce reprezintă... Stați-o leacă. Ce ai, mă, de nu vrei să o iei? Bă, te-ai tâmpit? Nici cu mâna mea nu vrei? Bloc 3. 1, 2, cred că l-au fi. Da? Apa! Bloc 3, scara, da, uite-te-i blocul.
Asta e. Opa. Uite. Vezi? Nu mai bine l-am nimerit. Parcă a fost făcut să-l nimeresc. Vedem cum facem. Uite, aici îți mai construiești în un bloc. Bă, dar îți construiești pe cartierul ăsta, nu glumă, vă, îți construiești. Nu glumă, vă, îți construiești pe cartierul ăsta. Le venim după ce lăsăm comanda de la client. Da. Cam asta e treaba, trebuie să mergem și ducem și comanda asta și după aia, am zis, cum e povestea, facem comentele astea două pe blog, tot avem două și după aia vedem. Ia să vedem. Trebuie să luăm prin prelungirea bradului, așa spune de piesul, să vedem dacă o putem lua, că e strada aia în lucrare, să vedem dacă o putem lua pe acolo. Să ducem și comanda asta, ne scutim de ea și mai vedem cine mai rezervă timpul, că e abia 11:30. 11:30, 12, bă, 12 ceasul. Mai avem, cred că tot în comandă asta și cred că ne mai dă vreo una. Deci puteam să iau strada aia, îmi spune să o iau. Hai să vedem dacă putem lua pe aici să livrăm. Da, se poate pe aici. Când arunca nevoia voia. Până și 5 oare cas, loc. Că nu spune mai mult 55, nu spune mai mult. Nu dă mai multe detalii clientul. O fi vreo căsuță ceva. Facem dreptulească. Bă, toată vara nu a avut timp să fac măzgălit din astea. Acum ai apărit pe ăștia măzgăliturile și tâmpenile. Thank you.
A, spune să fac stânga. Ca să o iau pe, da, pe triblocuri. Să ajung mai rapid, bă, mă scurtează. Că m-am băgat în modul pieton. M-am băgat în modul pieton, că dacă mă băgam în modul mașină, știți cum e? Mamă, ce mișto au făcut ăștia pe aici. Bă, m-am spăriat, bă. Asta nici nu m-a uitat la mașina aia. Putea să intri cu el, făcea cunoștință cu mașina. Ha! Da, sunt unii mai buni de asta n-ai, bă, care... Nu să fii șofer, dar nu, bă. Cum e să nu fii șofer în România? Bă, elu, adic, bă, că n-ai cum să fii șofer în România. Șofer în România, du-te în smântână, să fii șofer în România. Nici într-un caz, mai bine decât să fii șofer în România, mai degrabă, te faci pieton, bă, rămâi pieton toată viața. N-ai cum să o faci, bă, frate. Să fii pieton, o, în aia, că... Nu poți să faci tu unii șmecherii. Da, cam asta e treaba. Uite, eu pot să iau scurtător mașina, nu poate. Bă, mai bine rămâi biciclist. Bă, mai bine te faci biciclist decât să te faci pieton. Da, e bun, bă, biciclist. Dar trebuie să fii atent în trafic. Dacă intri pe trafic, să fii atent că nebunii ăștia nu acordă prioritate. Nu, bă, nu, bă, în afară, bicicliști, sunt mai respectați decât mașinile, mă, șoferii te respectă. De exemplu, în Elveția, care ai o țară civilizată. Ai o țară civilizată și într-adevăr, se respectă. Respectă bicicliștii. Au infrastructură pentru bicicliști, au multe chestii pentru bicicliști. A noi, în România, ce să vezi infrastructură pentru bicicliști? Caca-maca! Pentru bicicliști. Dar noi ar fi în stare, nici, bă, dacă te-o faci, dar fără să fii omologată pista aia. Înțelegi? Să nu fii omologat. Unde-i, mă, ce nu știi? A, stai că am trecut de el. Stai că am trecut. Ăla-i 53? Mai că 55 e un... Ia să văd, mă. Hai să mă urc eu pe trotuar. Să vedem. Ăsta-i 53. Da? Hai să vedem. Ăsta-i 53. 55 unde? Nu știu, cred că e ăla. Casa aia, cred că. Ia stai un pic să vedem. La graffiti? Opa. Cauzi graffitul? Poftim? Cauzi graffitul? La graffit? Cred că ăsta e 55, nu? Da, 55, dar unde? Nu spune. Mai multe fire. Tic, unde ești, mă? Dar nu spune. La Cosmin Alexandru. Cosmin Alexandrescu, nu? Da. Păi e aici la jos. Ușa aia. Da, mersi. Și intri în stânga. Stai, bă, oleac, stai pe loc, bă. Du-te-n smântână. Să o iau de aici, ca să nu vă încurc. Stai, bă, pe loc.
Alo, bună ziua, de la Glovo sunt. Da, hai că intru acum. Da, da, la revedere. Opa. Foarte bună. Sunt încălzat. Poți să fie bine. Trebuie să mai fac o rădire. Stai să vedem. Oameni buni, am dus o comandă. Am luat o comandă la osteria și acum trebuie să o duc undeva la 2 km. Dar nu știu până mai exact. Mă uit și eu, fac și eu după GPS, că văd că ăsta alea cât de rutat, că nu îmi dau seama. Nu prea îmi dau seama, văd că sunt cam derutat. Nu știu exact până vine, dar o să o găsesc, eu o să o să o remediez, eu știu, îmi dau seama, hai să o fac. Hai venim și noi cu modul, ce tica 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 voi, după, după noi, tatăl alea când de grăbe, băi. Te-ai încercat să-ți faci ceva, dar nu te lăsat ăla. Ai de capul meu, te-a făcut ăla de cacaul. Te faci acum, vedeam poc pe live, vedeam accident pe live. Live în direct și o reluare. Vadu bistrițe, limba, libra, librara. Nu știu unde cum. Nu știu unde comanda asta, dar în fine. Hai să vedem unde s-o duce, mai exact. Pune să o ia pe aici, prin autogar, mă trimite, da? O merg pe înainte. Mergem tot înainte, nu o duce, mă pune, spune ăștia, trebuie să duc prin autogar, să ies pe aici iar, să-mi conjur. Nu știu, vom vedea. Hai să mergem. Nu știu unde strada aia, dar în fine, vom găsi-o noi. Hai să vedem să fac, să pot să trec și eu. Hai că am supuițe. Supă de crocodil, de prontozaur. Nu știu ce supe, am niște supe aici, dar nu știu unde.
Am niște supiții. Haideți, bă, blocat traficul, mâncava, puriciți, vă mănânci. Da. Bă, dar nu pot, bă, să pleci nici două minute, că, bă, trebuie să stai să pleci ăsta din față, că autobuzul, că ăla e problema. Acum au mai plecat copiii pe la școală. Nebuneala asta. Hai să ne luăm după... Mergem pe aici, că nu știu unde... Unde-i. Sper să ajung cu comanda întreagă, cu supile lui clientul ăsta. Cu supile lui. Mamă, dar ce urât aude. Conductorul avea o viteză, uite, stai. Bă, mergeți mai încet, bă, prăpădiților. Unde-i, mă? Bă, astăzi cred că o să fac mai Șerbănești. Să-mi dau palme din o să fie așa. Mai am o oră, după aia mă duc acasă să halez. După aia mai ieșim la 5. Dar nu mai facem filmare la ora aia, că nu se merită. Când e ziua cea mai mare, toată lumea.